Echipa de fotbal feminin a farului Constanța are o nouă antrenoare. Raluca Sârghe Simes, fostă internațională a României, va conduce banca tehnică a fetelor de la farul. Aceasta a evoluat ca jucătoare la Clujana Cluj și Olimpia Cluj, cu care a câștigat 8 titluri de campioană, apoi în Turcia, unde a obținut alte 5 titluri de campioană. Sportiva a mai pregătit de la începutul acestui an formația Carmen București, cu care a încheiat campionatul pe locul 3 și a câștigat Cupa României. Mă bucur că voi pregăti echipa Farului și de-abia aștept să mă întâlnesc cu fetele și să începem antrenamentele. Este o onoare să lucrez pentru Gheorghe Hagi, pentru care performanța este pe primul loc și ne dorim ca și noi, prin echipa de fete, să aducem titlul de campioană la Constanța, a declarat noua antrenoare a echipei feminine Farul.